Întors de curând pe postul de unde a plecat pentru a îndeplini vremelnic funcția de viceprimar al Buzăului, Alexandru Dunel s-a apucat de treabă. Ce ați găsit și cu ce veți începe? N-am găsit diferențe mari, dar oricum nu cum îmi plăcea mie. Le-am luat de la capăt, după cum observați, am schimbat apa. De astăzi începem să tratăm și nisipul, de mâine tratăm și apa. De așa natură, în weekend să avem, dacă ne dă și soare de sus, să avem clienți satisfăcuți. Bazinele au fost golite pentru a doua oară de la deschidere în acest sezon, apoi au fost curățate și spălate. Acum are început umplerea lor, iar operațiunea destul de complicată durează câteva zile. Înțeleg că ați început de câteva zile, nu? Aici să schimbați apa din bazin. De-alaltă ieri, da. Și de astăzi am dat drumul la apă. Eu zic că vineri, după amiază, totul e în regulă, să așteptăm weekendul cu tot ce trebuie. Și dacă e soare, buzoienii... Să vină, cel puțin dacă vin cum au fost duminica trecută, au fost undeva la 700-800, poate chiar mai bine, de persoane. Ștrandul Buzoian este un loc unde sute de oameni pot petrece clipe plăcute, mai ales în zilele în care soarele arde cu putere. Zona de agrement le oferă buzoienilor și terenuri de sport, un loc de joacă pentru copii, dar și o zonă cu grătare și bere.